Mulțumesc frumos, doamna președinte. Hristos a înviat. Obiectul declarației politice de azi este introducerea venitului global pe gospodărie, va aduce mai mulți români în clasa de mijloc. Stimați colegi, având în vedere dezbaterile din spațiul public care au avut loc în ultima perioadă în legătură cu proiectul care prevede introducerea venitului global pe gospodărie, consider că în calitate de membru al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, trebuie să aduc câteva clarificări și explicații. Venitul global pe gospodărie reprezintă o declarație de venit ce se va completa numele membrilor care locuiesc împreună într-o locuință. Așadar, nu este un impozit sau o taxă nouă, ci un mod de calcul diferit. Modelul este aplicat cu succes și în Statele Unite, Franța, Belgia, dar și în alte state dezvoltate. De ce este nevoie de introducerea venitului global pe gospodărie? Pe de o parte, multe dintre cheltuieli nu pot fi calculate individual, de aceea e nevoie de un calcul pe gospodărie. Pe de altă parte, e nevoie ca deducerile fiscale să se adreseze în special persoanelor cu venituri mici. În funcție de nivelul venitelor unei gospodării, guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. În același timp, vor fi acordate alocări familiilor cu copii și se va încuraja natalitatea. Astfel vor fi deduceri în valoare de 1.600 de lei anual pentru fiecare copil din familie, cu venituri sub 5.000 de lei pe lună și 1.200 de lei anual pentru fiecare copil din familie, cu venituri între 5.000 și 10.000 de lei pe lună. Cum se vor impozita veniturile în noul model? Impozit zero pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 de lei, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente. Impozit 10% pentru diferența care depășește 2.000 de lei pe lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente. Cum se vor calcula deducerile? Din veniturile unei gospodării se scad contribuțiile sociale aferente salariilor, iar restul vor intra într-un coș comun care va reprezenta baza de impozitare la care se va calcula impozitul anual. Din această bază de impozitare vor fi scăzute deducerile acordate conform legii pentru fiecare categorie de cheltuieli. Impozitul pe venitul global calculat pe gospodărie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declarației fiscale depuse în luna mai a anului următor. Ce beneficii au cetățenii? Vor obține o creștere a veniturilor și o reducere a taxelor. Vor putea deduce aproape orice cheltuieli aferente persoanelor fizice dacă acestea sunt realizate pe teritoriul României. Nu se vor mai confrunta cu birocrația. Ce beneficii obține statul și economia? Se va reduce semnificativ economia neagră și evaziunea, în special la TVA și la accize. Oamenii vor fi interesați să solicite bonul fiscal pentru a obține deduceri de la stat. Vor crește corectările la bugetul de stat. În concluzie, prin introducerea impozitului pe venitul global, vor fi aduși mai mulți români în clasa de mijloc, în urma scăderilor impozitelor pentru cei cu salarii mai mici. În același timp, se elimină ghișeele și astfel se elimină birocrația pentru cetățeni, întrucât toate plățile fiscale și depunerile declarații fiscale vor fi făcute de consultanții fiscali. Totodată vor fi stimulate serviciile din sectorul privat, ceea ce va prezenta un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educație, sănătate, asigurări de viață sau de bunuri construcții. De asemenea, vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat. Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi și bonuri fiscale. Vor crește veniturile la bugetul de stat. Statul va obține venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu acești bani vor putea fi susținute în continuare creșterile de salarii, reducerile de taxe și crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc. Deputat Marius Constantin Budăi, PSD Botoșani.